Pare. Vreuna dintre voi a fost cerută în căsătorie până acum? Da. Da? Tu ai fost cerută în căsătorie? Da. Și cum ai răspuns? Am răspuns da. Și? Am fost împreună 4 ani jumătate. Și? Și ne-am despărțit. Aveați planificată și nunta? Da. Hai să aflăm mai multe. Capricile iubirii. În bucătăria băieților, Irina-i povestea lui Vlad cum s-a destrămat relația dintre ea și cel cu care urma să se căsătorească. Băi, eu nu mă văd căsătorită, deloc chiar. Adică îți imaginezi, eu am amânat nunta după 4 ani și ceva de locuit împreună. Pentru că asta e important, trăiești cu omul ăsta toată viața ta, adică știi? Da. A, deci tu erai în pragul de a te căsători? Da, era pregătit și restaurant și mișcanții și absolut tot. Tot era. Da, și a venit pandemia, n-a putut să vină mama mea și fratele meu și am amânat peste un an, știi? Și într-un an, în pandemie, băi, s-au schimbat foarte, 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 foarte multe lucruri, știi? Adică? Adică el muncea de acasă, săptămâni întregi, Vlad, nu exagerez, el nu vrea să iasă din casă, își comanda mâncare, noaptea lucra cu companie din America, lucra noaptea, ziua dormea, până gunoi erau doar cutii de la burgere și așa mai departe. Și când veneam eu, de exemplu, să zic, hai să planificăm ceva, hai să facem ceva, hai să ieșim undeva, știi, nu vreau. Nu vreau o dată, nu vreau două, nu vreau trei, vrei să te duci cu fetele sau chiar și într-o călătorie, hai să mergi. Da, chiar n-am chef acum, chiar mergi cu fetele, știi? Și eu, asta, implicarea emoțională, dacă nu mai există, dacă tu trăiești într-o casă și ești ca doi vecini de cameră, nici nu m-a mai întrebat ce s-a întâmplat, cum la muncă, cum te simți, când până atunci îl simțeam mereu implicat în absolut tot și era chestia asta la mândoi, aia povestește. Veneam, făceam mâncare în bucătărie și povesteam ce s-a întâmplat ziua la unul și la altul, ce gândești, ce ți-a spus ție șeful, cum, de exemplu, cum ai reacționat, spus, nu mai exista asta, absolut deloc. Și când veneam eu, gen, să comunicăm, era ca fapt că mă iau de el, știi, de ce nu mă lași în pace, știi, era, lasă-mă în pace, știi. Da. Eu cred că el anul acela a avut o depresie, știi, m-au conștientizat și eu n-am putut să-l ajut atunci, știi? Nu știu, nu mișea nici o dată, două, trei, patru, zece, 20, 40, știi? Încât ne-am depărtat atât de mult, că noi petreceam foarte puțin timp. Am avut o discuție, am avut o grămadă de discuții pe subiectul ăsta și într-o dimineață am zis că eu nu te mai iubesc. Chiar nu te mai iubesc, adică nu mai simt, nu simt nimic, adică chiar vin acasă, te văd, stai la laptop, lucrezi, te duci, mănânci în bucătărie, așa și eu, prin baia, alte chestii, știi? Nu mai există noi, de ce să ne... Era ca și cum noi ne-am despărțit deja, doar că nu mai locuiam într-o casă, știi? Și viața sexuală nu mai exista, adică chiar nu exista. Ce mai facem împreună, de ce suntem împreună, știi? Adică, de ce? Și el cum a acceptat ideea asta? Mai inițial, când i-am zis asta, zic că... Hai să reparăm, să vedem ce putem face sau cum. Da, a zis că ce vorbești prostii, că eu te iubesc, că nu cred că tu nu mă iubești, că na, știi, și așa mai departe. Și discuția noastră continuă, care el s-a enervat și zic eu nu mă joc aici de relația și de căsnicie și de anunta, că tu să-mi zici, mi s-a enervat, știi? Și azi și-a strâns hainele și a plecat. Îl tocuiam la mine, știi? Și-a strâns hainele și a plecat. O săptămână n-am vorbit, îmi pare, mi-a scris doar câteva mesaje, gen, îmi pare rău că n-am putut să-ți arăt, să-ți spun, că chiar n-am vrut să pierd ce a fost între noi. O săptămână n-am vorbit și după vreo câteva timp, numai o lună și ceva, el a zis că eu îmi pare, bă, dar s-a schimbat radical, adică era în centrul atenției, și-a schimbat coafura, garderoba, absolut tot a schimbat, știi, de la leguma aia care era cu mine un an de zile, bă, s-a transformat în altceva, știi? Și zic că eu mi-am dat seama că eu am greșit și eu, tu ai fost, tu ai vrut să repari de foarte multe ori, știi? De să facem împreună, știi? Acum eu vreau să lupt pentru tine, știi, să te recucere. Și a fost o perioadă de
Băi, asta a fost foarte frumos, pentru că noi locuim de atâta împreună și după când el a zis că vrea să mă recuturez, că venea, mă lua, ieșeam în oraș, mergeam la restaurant, să și fumat cea acasă și el pleca, știi? Da, da. A fost frumos asta. Și ne-am împăcat. După... Pentru câtă perioadă? Cred că tot o lună ne-am păcat și, păi, zic sincer așa cum a fost, la primul act sexual am înțeles că nu se leagă nimic absolut între noi, că chiar s-a consumat tot. Și atunci am vorbit, el deja încă o dată vrea să mai depun cereri la starea civilă, dar am zis că nu, dar să vedem, pentru că noi, din moment ce odată te-ai despărțit, eu cred că gata, adică nu se mai refaci nimic, știi? Se refaci atunci când nu te despari, stai comunici, de câte ori am încercat, da. Eu, știi? Dacă deja eu am învățat stres fără tine și tu fără mine, a doua ar ții mult mai simplu să te desparți, știi? Chiar mult mai simplu. Și am vorbit, după aia știi, am plâns amândoi, ne-am îmbrățișat, băi, am trăit, tu m-ai ajutat să evoluez enorm, el pe mine, exact, asta vorbeam, știi? Că îți imaginezi cum eram eu atunci, în primul an de facultate, știi, și cum era el atunci, știi, și prin câte am trecut, chiar am trecut o grămadă de chestii împreună. Ești tu aveai câți ani? 19, 20, cam așa, 20, da. Da, ei? Da. Stai până la 24 de ani? 20 aveam și... Pana mea, 4 ani din viața ta, știi, pe care trăiești în trecut, da. Alături doar de persoane. Da, da. Eu, da. Eu sincer, uite, sora mea are relație de 11 ani, da. Aproape 11 ani. Nu aș mai vedea niciodată despărțită. Nici eu nu mai vedeam, chiar nu mai vedeam. Zic, cum o să și poate după 11 ani nu mai este vorba de iubirea aia la fel de puternică, ci mai mult de respect, de... Comunicare. Sau comunicare, adică știi? Mm-hmm. Că până la, adică iubirea aia puternică e la început, după aia devine o altfel de iubire, da, pentru persoana respectivă și apoi de, cred că devine respectul față de persoana cu care stai, comunicarea, înțelegerea. Da, noi aveam o relație în care eu spuneam că eu chiar dacă aș fi pe insulă pustie doar cu el, m-aș simți bine comunicând, pentru că el mi-a plăcut absolut tot, nu mai am nevoie. Capricile iubirii. Da, deci conform teoriei voastre, după 10-11 ani de căsnicie... Nu, Ana. Da. Mi-am dat și eu presupus. Atunci tot e iubire. Măi, vreau să vă spun un lucru. Eu cred că voi confundați îndrăgosteala și pasiunea aia nebună de la început cu iubirea adevărată. Probabil. N-au nicio legătură. Pentru că poți să ai o pasiune nebună cu cineva și când se termină pasiunea aia nebună, să se termine de tot. Știi, dacă auziți pe cineva că spune te iubesc ca la început... Minte! Nu! Răspunsul este nu te iubesc deloc, de fapt. Pentru că la început n-aveai cum să iubești. Iubirea se câștigă în timp și nu rămâne doar respectul, crede-mă! Aș fi extrem de dezamăgită și m-aș despărți de bărbatul de lângă mine dacă după 10-11 ani de relație ar rămâne doar respectul. Ok. Ne întoarcem la discuțiile voastre. Irina, înțeleg că ai trecut prin aproape o căsătorie. Aproape. Aproape. Da. Ai luptat de una singură? Da. Așa m-am simțit. Și de ce n-ai mai vrut să lupți când a vrut și el? Că mie mi se pare că ești în contratimp, inclusiv cu acțiunile pe care le-ai întreprins în casa mireasa. Și mi se pare că ai așa un soi de autoflagelare, știi? Nu e adevărat. Nu știu, probabil în anul acela care am luptat doar eu, am simțit că gata, nu mai pot, s-au consumat niște lucruri, nu mai am ce să-ți dau. Nu știu, așa a fost atunci. Da, în momentul în care el te-a cerut, nu știu, a îngenunchiat ce a făcut el, da. Și tu i-ai spus da, i-ai spus da, simțind spus chestia normal. Asta, ai crezut, da, că te va duce... Pentru toată viața, da. Dar cu cât timp te-a cerut înainte? A, după... Cred că aveam aproape 2 ani împreună, m-a cerut. Și până v-ați despărțit, au mai trecut 2 ani? Da. Da. Păi și ce s-a întâmplat? Și de ce nu v-ați căsătorit mai repede? Pentru că părinții amândurora erau plecați peste hotare, inclusiv și fratele meu. Mama avea niște probleme cu viza atunci. El m-a cerut în căsătorie. Noi cam am pus logodiți
aproape 2 ani. Și a venit și pandemia? Da, și un an am fost ocupat, după a venit pandemia și am fost nevoiți să amânăm nunta. Atunci chiar nu a putut să vină nimeni. Și am amânat-o pe următorul an. Și multe povești de iubire au fost încercate în perioada asta de pandemie. Pentru că să conviețuiești cu cineva zi de zi, minut de minut în aceeași casă e destul de complicat. Mai ales că, Andreea, e foarte complicat, degeaba... Depinde, pentru cine? Depinde, într-adevăr, dar este destul de complicat. Mai ales când ești obișnuit să ai programul tău, să ai tabieturile tale, să ai... pe care poate nu le împărtășește și partenerul tău. Și atunci e... Multe relații au fost încercate în perioada pandemică. Tot ce nu se face, se face spre bine. Așa a fost... Înseamnă că o să fie mai bine și la mine și la el. Bun!